Persoana din videoclip dormea liniștită, când dintr-o dată câinele familiei a început să latre, mai apoi să primească o notificare pe telefon de la senzorul de detecție situat la intrare în casă. Acesta sună la sonerie și bate la ușă, apoi se îndreaptă la fereastră, în tot acest timp vorbind cu el însăși. Proprietarul casei amenință că sună la poliție. Atunci intrusul devine defensiv, spunând că își caută câinele pe nume Fido. Okay, I was just looking for a dog, Fido. În 2016, această locuință a avut în miezul nopții niște musafiri nepoftiți. Acesta sună la sonerie, mai apoi să plece. În videoclipul acesta este ceva asemănător. Cineva îmbrăcat ca un clown se poate observa din îndepărtare, uitându-se la ușa din față. După puțin timp se apropie de ușă, se uită la camera de supraveghere și pleacă. Poate este o farsă să sperie locatarii, însă este una înfricoșătoare. Camera surprinde un bărbat apropiindu-se de ușă, însă acesta, în loc să sune la sonerie sau să ciocănească la ușă, se preface doar. Ceea ce nu se vede pe filmare este o mașină în îndepărtare care îl așteaptă pe bărbat. Conform spuselor proprietarului, pe filmare se poate observa cum vorbește cu persoana din mașină. Probabilitatea să fie forțat să facă ceva fără voia lui este mare, pusă de persoana din mașină. Să nu uităm că aceasta mimează doar că vorbește cu proprietarul casei. Se pare că el și persoana din mașină caută pe cineva pe nume Matt, care îi credeau că locuiesc acolo. Vă puteți imagina dacă răspundea. Ce-i făceau? Întotdeauna să verifici înainte de a deschide ușa. Camera surprinde doi bărbați misterioși, așteptând în fața ușii când unul dintre ei observă camera și pleacă. După un sfert de oră, se reîntorc hotărât să spargă casa, unul dintre ei repezindu-se la ușă să o spargă. Din fericire, proprietarul casei este pregătit și le spune că poliția este pe drum, speriindu-i. September 10, 2018. Un bărbat în stare de ebrietate, înarmat, apare la ușa vecinului său.
Proprietarul își ia cei doi copii și se barigadează în baie. Norocul său este că a observat persoana pe camera de securitate și de îndată a sunat la poliție. După 25 de minute, poliția ajunge, iar bărbatul este luat de ei. Recent, fiica lui a dormit la proprietarul casei, reclamând că este frică de tatăl ei.